singurele filme care au avut, pot spune, succes în sensul bănesc, așa, sunt filmele care au avut distribuție și în afară. Aș vrea să mă întorc și să explicăm cititorilor noștri cum se creează un film în România, care este originea, cum ai un scenariu, te duci și îl depui, da, banii vin de la stat, există normal, investitori privați. În mod normal ai un producător și dacă el agrează scenariul și este dispus să meargă mai departe, atunci există aceste concursuri de finanțare inițiate de Consiliul Național al Cinematografiei, care este un organism care poate finanța până la 50%, 49% din fonduri pe care le colectează din taxe, deci de la publicitate, deci fonduri care nu sunt fonduri de la bugetul de stat. Sunt pe bază de taxe. Taxe din zona mass media. Da. Deci nu. Restul de bani trebuie să reușești fie să asociezi o companie, un canal de televiziune care este dispus, deci la Moromeții 2, pe lângă TVR, care este obligat prin lege ca o parte din taxa de publicitate, jumătate, să o direcționeze către un film. Deci asta e TVR-ul. Dar la Moromeții 2, de exemplu, Giurgiu a reușit să intre în asta cu HBO. Deci HBO a devenit cofinanțator. Nu coproducător, ci cofinanțator. După aceea am mai reușit la bănci, tot așa, cofinanțări și alte companii. Deci unele cu bani, altele cu servicii, ca să zic așa. Mai există un fond, tot un fond al Uniunii Europene, al Consiliului Europei, Eurimaju, care la rândul lui finanțează, e un concurs, se prezintă scenariu și asta și finanțează cu o sumă. Deci astea sunt sursele de finanțare pentru un film românesc. Ne puteți spune ce buget ați avut la Moromeții 2 sau de ce buget în general e necesar pentru... Bugetul a fost mic pentru un film de epocă, bugetul a fost mic. Și pot să vă spun că ăsta s-a simțit în numărul de zile de filmare. Deci o zi de filmare de fapt este costul cel mai important și atunci cu cât numărul de zile de filmare este mai mic, cu atât de fapt ai șanse să te încadrezi într-un buget. Deci, e mai greu și mai stresant. În privința asta nu pot să zic că este o fericire, pentru că și am simțit că erau zile când filmam și 2-3 secvențe pe zi. Uneori nici nu reușeam să mă desprind de la secvența pe care o filmasem la noua secvență. Mă rog, eu cum să mă clarific, actorii, restul echipei, foarte greu. Dar n-am avut încotro, pentru că Tudor Giurgiu mi-a spus, la un moment dat mi-a spus, ăștia sunt bani acum. Ce ziceți? Mergem, riscăm să mergem, aș acoperi filmarea, mi-a zis. Dacă nu, mai așteptăm să încerc să mai adun bani și nu știu ce. Eu fiind un om care vin din lumea de dinainte și am tras concluzia pentru mine, așa că nu prea e bine să lași pe mâine,
Am zis, Tudor, n-avem încotro, trebuie să riscăm, mergem. Evident că el a fost bucuros că a găsit un om care a reacționat așa. A zis, după aia, la postproducție, la asta, zice, sper că până atunci o să adun bani, ceea ce s-a și întâmplat. Deci așa a fost și că altfel n-aveai cum. Dar un film, bă, ca să faci un film bun, să nu fii așa de stresat și asta, cam la ce buget speră un regizor? Filmul ăsta, de exemplu, Moromeci 2, în mod normal, trebuia să aibă spre 2, spre, poate 1,5 milioane, dar spre 2 milioane de euro. Ori el a bătut în jur de 1 milion și ceva de euro. Vorbim de bugetul final și cu promovarea, care și ea are costurile ei și are importanța ei. Foarte mare chiar. Foarte mare. Foarte mare, deci, chiar. Moromeci 2, pe lângă ce spuneam, că Moromeci 1 și distribuția și nu știu ce, și promovarea pe care a reușit, pe care a făcut-o casa lui Tudor Giurgiu, a fost foarte importantă, pentru că are o echipă foarte bună, deja versată, și știe să promoveze pe toate canalele disponibile, și a fost un aport destul de important. În ciuda faptului că, întrebându-l pe Tudor legat de succes, la un moment dat, așa, când ne mai obișnuisem și eram mai relaxați, l-am întrebat, spune-mi și mie, cam cât e publicitatea, cam cât crezi că a contribuit? Și a zis, poate un 15%, zice, din succes. Zice, ce se întâmplă? Publicitatea este valoroasă și aduce până la momentul la care filmul intră în sală. Din momentul în care filmul intră în sală, este de la om la om. Zice, asta e legea. Zice, până la urmă, filmul s-a promovat singur, singur. Pe sine. Deci, e importantă, dar nu este singurul factor, publicitatea. De, cum să vă spun, a face un film, nu vorbesc din punctul meu de vedere ca autor, de producător vorbesc, este o mare aventură. Deci filmul Moromeci a avut succes. Da? Ce tradus în succesul de casă, ce înseamnă asta, în afară de public, în afară de cronicile pozitive? Ce se întâmplă? N-aș putea să... Sau ce așteaptă un producător? Adică dacă ai investit 1,5 milioane sau 2 milioane de euro, vrei să scoți 3, vrei să scoți 4 milioane? Nu-i scoate. Nu scoți banii ăștia? Nu-i scoate. Chiar un film de succes nu-i scoate. Decât după aia, dacă... Preau televiziunile, da, mai difuzează. Televiziunile, astea video on demand și toate formulele astea care îl mai vinzi, îl mai nu știu ce, dar singura posibilitate este distribuirea în afară. Deci singurele filme românești, vorbim de după 90, pentru că înainte Nu, era greu de măsurat. Nu erau, informațiile erau manipulate, contrafăcute. Singurele filme care au avut, pot spune, succes în sensul bănesc, așa, sunt filmele care au avut distribuție și în afară. Deci, dacă nu mă înșel, cred că singurul film a fost 4-3-2. A lui Cristian Mungiu, deci care a Palm d'Or-ul, știți cum e, în ziua de azi un astfel de premiu de la sine, poate, nu sunt eu la curent, poate și alte câteva titluri ale celor din generația lui Mungiu, să zic așa, câteva,
care au făcut câțiva autori și câteva filme, să se apropie sau poate da. Dar nu mult, să știți. În ce privește actorii mari de talie din România, în jurul a căror sume se discută un contract pentru un astfel de film? Vă spun, să zic așa, din auzite. Fiecare are cota lui. Deci un Horaciu, pe semne că are cel puțin la 1000 de euro pe zi, dacă nu mai mult. Deci zi de filmare. Bun, ce înseamnă totuși? Horaciu la Moromeții 2 trebuie că a avut vreo 20 și ceva de zile, 24-25 de zile de filmare. Aș să zic, dacă a luat poate 30.000 de euro, poate. E foarte puțin. Da, suntem departe de sumele pe care da, ni le imaginam puțin. Și mai ales... Vorbim despre un actor care are succes garantat, cum se zice. Adică nu... Și dacă l-ai pune și într-o distribuție internațională și tot la fel ar fi în sensul de interes. Nu cred că... În general, nu vreau să mă plâng, că asta sunt condițiile, nu avem ce să ne plânge și să dăm vina pe nu știu cine și nu știu cine. Asta este. E o industrie mică la noi, piață mică. V-aș întreba deși e un pic în afara contextului, dar sunt o babă comunistă, cartea domnului Dan Lungu se vinde foarte bine afară. E una din cărțile care a penetrat, filmul n-a avut aceeași soartă? N-a avut aceeași soartă, în ciuda faptului că filmul a stârnit interes. Dar s-a întâmplat, a avut neșansă. Ce s-a întâmplat? În momentul în care a ieșit filmul, producătorul MediaPro a trecut printr-o schimbare. Deci Sârbu, Adrian Sârbu, a plecat de la CMI și s-a vânzolit totul și Boncea, care era împreună, Andrei Boncea, care era cu el, și filmul a căzut într-un gol. Și nu l-a mai promovat nimeni. Eu am fost la câteva festivaluri cu el și, cum să vă spun, interesul de la titlu, interesul era garantat. Și, în general, filmul interesa, pentru că este o comedie dramatică sau cam așa ceva. Cu o distribuție, bun, cel puțin cuplul Luminița Gheorghiu, Marian Râlea. Și astăzi, după mine, filmul, dacă cineva s-ar preocupa, ar putea să-l relanseze și să-l vândă. Dar el este al CNC-ului. Deci, că așa e legea, după un timp, dacă filmul nu își recuperează investiția, devine proprietatea CNC-ului, care a garantat creditul, să zic, instituția care a garantat. Dar CNC-ul este o instituție. Instituțiile de stat, ca să zic așa, funcționează într-un anumit fel. Nu sunt bune comerciante, nu? Da. Am amintit de filmul Sunt o babă comunistă pentru că se reia cumva tema țăranului român, chiar dacă nu da, așa cum vrem să spunem. Da, generația de cei care, prima de țăran la oraș. Țăran la oraș. Da. Țăranul care n-a ajuns nici orășean și care reîncearcă într-un mediu economic în criză să revină cumva la țară să supraviețuiască și... Da, cred că e tema care pentru o parte dintre oameni
a fost o temă reală și este, cred, încă este o temă reală. Plus amestecul ăsta de nostalgie și față de... inerent, nu, că e vorba de viața oamenilor, tinerețe și așa mai departe. Că e o temă... Eu am văzut, acum, cei de la Prima l-au difuzat recent și am primit telefoane de la... oameni de la cunoscuri, unii îl văzuseră, alții nu îl văzuseră. Dom'le, zice, acum l-am descoperit, dar zice, m-am uitat la el cu atâta plăcere și interes, zice, pentru că e făcut cu umor, cu detașare, cu asta, zice, nu e încrâncenat sau așa, și cu, într-un fel, cu empatie pentru acel, cu... Eu sunt tipul de om care empatizez cu lumea pe care o abordez, adică nu mi-e indiferentă din punct de vedere uman, adică asta mă și apropie de fapt să fac un film. Am mai făcut și, să zic așa, strict profesional, fără un angajament uman deosebit, 2-3 filme, dar în rest asta mă determină să fac un film, adică să simt ceva pentru lumea aia, pentru personaje, pentru drama lor și așa mai departe.